Părinți și copii, pensionari sau cupluri de îndrăgostiți, cu toții au ieșit la plimbare zilele acestea în care temperaturile au mai crescut. Cei mici s-au jucat, iar cei mai mari s-au relaxat pe băncile din parcuri. E frumos afară și e ok. Vremea frumoasă, bineînțeles. Mergem cu copilașii, ne plimbăm, ne bucurăm de soare, e bine. Îți place când e cald? Da, îmi place. Și este foarte bine când ne jucăm. Și natura pare că profită de căldură și începe să se trezească la viață. Ghiocei, vestitorii primăverii au ieșit deja în curțile oamenilor, dar nici celelalte culturi nu se lasă mai prejos. Așa se face că rabița și-a reluat procesul de vegetație și a trecut la faza de înfrunzire. Dacă în mod obișnuit, în această perioadă a anului, câmpurile ar fi trebuit să fie acoperite de un strat mai gros sau mai subțire de zăpadă, iată că primăvara a venit mai devreme, în 2013. Așa se face că aceste câmpuri sunt verzi. Atenție însă, chiar dacă soarele se ivește timid printre nori, nu trebuie să ne lăsăm înșelați și să renunțăm la hainele groase de iarnă, mai ales că perioada virozelor nu a trecut încă.